un talent ieșit din comun, dacă este să mă exprim așa, în acest sport și faci tot posibilul să mergi mai departe. Are 21 de ani. Gabriel, așa pe scurt, ai o poveste interesantă, dacă și vrei să ne-o împărtășești la această emisiune, cum ai ajuns să practici acest sport și de ce? Bună seara, bine v-am găsit. Am început gimnastica la 7 ani, într-un sat, îndepărtat. Eu am o poveste de viață mai grea, un pic. Am crescut la casă de copii, la Bulgăruș. Acolo, în sat, o fată făcea deja gimnastică. Eu eram cel mai mic din casă, din casă de copii, foarte energic, cum zicea și doamna Mariana, foarte energic, foarte neastâmpărat, și cei de acolo au decis să mă dea la un sport. Te-au întrebat înainte? N-am fost întrebat, am fost direcționat, cum zice domnul profesor, am crezut că va fi fotbal. Da, mi-a spus, am fost direcționat că mă duc la un sport, dar când m-am trezit a doua zi într-o sală de gimnastică, într-o sală foarte mare... Nu te așteptai. Nu mă așteptam deloc. O sală foarte frumoasă, o sală cu foarte multe amintiri, bune și mai puțin bune, dar care și în momentul de față și poate peste mulți ani o numesc acasă. Da, Gabriel... Poveste interesantă, cum am spus, crescut la casa de copii, știe ce înseamnă greutățile vieții, a trecut peste foarte multe lucruri care poate cei care ne privesc astăzi și au totul acasă, părinți, au unde să locuiască, nu pot să-și imagineze cum este să treci prin greutățile vieții sau nu știu ce înseamnă aceste lucruri. Gabriel, sunt sigur că le cunoaște și este un luptător. Ce a făcut el și ce face în continuare, toată stima pentru el, pentru că genul de oameni ca și el sunt un exemplu în societate și trebuie să îi privim cu foarte multă atenție și să învățăm de la ei, pentru că au ce să dea mai departe, cum și acești doi copii se uită la Gabriel când este în sală cu drag, nu? Cum vă uitați la Gabriel? Este un exemplu pentru voi. Da, da. Gabriel este și vicecampion național, a fost vicecampion național. Acum a fost o perioadă când te-ai lăsat, ai revenit. Cum de-au fost aceste pauze, Gabriel, în cariera ta? Au fost banii motivul pentru aceste pauze sau care a fost motivul? Au fost banii și, din păcate, sunt banii în continuare. De aceea și lucrez în paralel cu antrenamentele. Dar nu este, nu mă dă înapoi din a intra în sală. Am avut într-adevăr câteva episoade în care m-am lăsat, am revenit în sală, iar m-am lăsat pentru că simțeam că nu duc, doar că ajungeam seara acasă, stăteam în pat și ziceam de-abia aștept să mă duc mâine la antrenament. După lucru, mâine mă duc la antrenament. Și de atunci am zis, bun, de mâine încolo nu mă mai las, intrăm în sală cu motivație, cu energie bună și cu gândul că anul viitor vom merge la concurs. Gabriel, ai crescut la casa de copii din Bulgăruș. Da. Mai te duci acolo în vizită, mai vorbești cu oamenii care sunt acolo. Și cum a fost perioada când erai copil, așa? Ce amintire poți să ne dezvălui așa pe scurt, în perioada când încă erai copil și așa o perioadă? Ce ți amintești tu? Ce ți-a plăcut? Ce nu ți-a plăcut? Da, mai țin legătura, chiar nu de mult am fost pe la ei. Nu pot să zic că am foarte multe amintiri acolo, pentru că eu, deși eram la casa de copii, cu ajutorul profesorilor de la gimnastică, din nou, am stat la clubul sportiv școlar, care au și cămin de sportivi. În timpul săptămânii mergeam la școală, am fost mutat la școală aici, mergeam la școală, veneam la cămin, mergeam la antrenament,
Și doar în weekend, pot spune, și de sărbători, stăteam efectiv la casă. Au fost și momente bune și momente mai puțin bune. Că, na, vorba aia, nu ai părinții lângă tine, dar... Tu așa ai crescut. Da. Nu ai știut, practic, ce înseamnă să ai părinții nu, lângă nu, tine. Nu. Ai avut părinții, persoanele care te ajutau, nu? Și domnul antrenor. Da, doar că eu aici văd părinții în antrenori, în colectivul din jurul meu, atât la lucru, cât și în sală.